Da, închide ușa, că e zgomot. Bună ziua tuturor! Vă mulțumim mult că sunteți pentru mica întârziere, dar a fost Chișinău. Stimați jurnaliști, v-am invitat astăzi pentru lansarea partidului nostru în campania electorală pentru alegerile locale generale, care se vor desfășura în data de 14 iunie anul curent 2015. Partidul nostru consideră că aceste alegeri sunt un moment de importanță enormă pentru țară, pentru cetățenii acestui stat. Din punctul nostru de vedere, acesta va fi un referendum național non-formal care va spune nu hoțiilor, care va spune nu tuturor fără de legilor puterii actuale. Am fost pregătiți ca și partid încă în toamna anului 2014 ca să începem această luptă cu corupția, cu deoligarhizarea, cer scuze, am emoții, însă s-a dovedit că în țara noastră este posibil ceea ce părea neverosimil, adică un concurent electoral cu șanse mari de victorie a fost scos din campania electorală prin metode nu doar ilegale, ci aș spune chiar criminale. Am supraviețuit, am fost martori acestei lupte a noastre pentru dreptate, pentru adevăr. Nu doar am supraviețuit, ci am revenit în plină forță, mai căliți ca oricând, ca să mergem înainte și să obținem victoria. Mai mult ca atât, să realizăm toate promisiunile pe care le-am făcut în acea campanie electorală. Suntem în etapa în care Republica Moldova are nevoie de o forță politică care să unească, nu să dezbine. Suntem cetățeni ai statului Republica Moldova, indiferent de etnie, indiferent de limba pe care o vorbim. Acest proces de unificare suntem dispuși să-l pornim de la nivel local. Nu degeaba se spune că eternitatea s-a născut la sat. Puterea locală, din punctul nostru de vedere, nu trebuie să facă politică, cu atât mai mult nu trebuie să facă geopolitică. Puterea locală trebuie să rezolve problemele comunităților. Să construiască drumuri, apeducte, infrastructură. Și din aceste considerente suntem ferm convinși că la ziua de astăzi avem nevoie de o putere locală de calitate, o putere locală necoruptă. Evident că am analizat foarte minuțios care este starea lucrurilor la nivel local și în special la Chișinău. Prin decizia Consiliului Național care a avut loc ieri, venim în fața Chișinăului cu o candidatură care din punctul nostru de vedere este cea mai potrivită și cea mai bună, care ar putea face față tuturor provocărilor și tuturor cerinților zilei de astăzi a Chișinăului și a chișinăuienilor. Îmi permiteți să vă prezint candidatul partidului nostru la primăria Chișinău, domnul Ilian Cașu, vicepreședintele partidului nostru. O să-l caracterizez doar în câteva cuvinte, pentru că mai bine ca dumnealui, cred că nu știu dacă poate cineva să spună cât de pregătit este pentru a prelua conducerea capitalei. Are o pregătire profesională excelentă. Ilian Cașu a făcut studii în Statele Unite la una dintre cele mai de anvergură școli care pregătesc specialiști în domeniul administrării publice și comunicării. Deci
nu va gestiona Chișinăul din auzite, îl va gestiona în cunoștință de cauză. Pentru Chișinău considerăm o candidatură. Este un mecanism foarte complicat, foarte complex și are nevoie de ce are nevoie Moldova în general, de un bun gospodar. Ilian Cașu vorbește fluent 4 limbi, deci va putea să reprezinte fiecare cetățean al orașului, fiecare locuitor. Ilian Cașu nu are legături și angajamente în fața actualei guvernări. Ilian Cașu este persoana care va eradica ceea ce se întâmplă astăzi în primărie, unde găsim nepoți, fini, nănași și, în general, s-a făcut din primărie așa un fel de întreprindere de familie. Nu este caracteristică această abordare partidului în general, nu este caracteristică nici lui Ilian Cașu. Ilian nu acceptă discursurile demagogice despre integrare în Uniunea Europeană sau în Uniunea Euroasiatică. Ilian Cașu vine să rezolve problemele Chișinăului. Are o reputație impecabilă, nu în ultimul rând este un foarte bun familist și cel mai important lucru, Ilian Cașu are în spate echipa partidului nostru, condusă de unul dintre liderii naționale, aș spune, ai Republicii Moldova, Renato Usate. Acesta este candidatul nostru, îi ofer cuvântul pentru ca să vă spună mai amănunțit care sunt planurile dânsului pentru Chișinău. Stimați jurnaliști, eu vreau în primul și în primul rând să vă spun bun venit la sediul central al partidului politic, partidul nostru, în speranța unei colaborări bune cu dumneavoastră pe perioada campaniei electorale. Cursa pentru Chișinău reprezintă un test foarte serios pentru mine personal, dar și pentru partidul pe care îl reprezint și susținerea căruia am onoarea să o am. Chișinăul se confruntă cu multiple probleme și foarte serioase probleme. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, avem o situație de bugete austere și de resurse financiare limitate. Împreună cu o echipă de profesioniști selectați exclusiv pe criterii meritocratice, voi încerca, voi asigura curățenia în oraș, marcajul locurilor de parcare, amenajarea terenurilor de joacă pentru copii, spații de agrement pentru locuitorii capitalei, voi rezolva exclusiv prin crearea de aziluri problema câinilor vagabonzi. De ce m-am referit la aceste probleme? Vă spun, pentru că sunt niște priorități de bază a oricărei primării. Pentru a crea un confort minim pentru cetățenii locuitorii orașului. Însă primordial, și asta vreau să accentuez niște elemente cheie, eu voi schimba împreună cu echipa modul în care sunt gestionate treburile orașului. 1. În primăria condusă de Cașu, legea va sta în capul mesei. Nimeni nu va fi favorizat, privilegiat, inclusiv primarul. Va fi transparentizat procesul, vă asigur, procesul de luare a deciziilor în primărie. Voi asigura, și este foarte important, voi asigura un dialog permanent cu chișinăuieni. Elementar, de ce? Fiindcă sunt plătitori de impozite și prin acest dialog constant vor putea influența luarea de decizii în municipiu.
în ultimii 8 ani, chișinăuienii, inclusiv eu că sunt chișinăuian, am putut influența doar decizia cu privire la culoarea troleibuselor cumpărate din Belarus. Deci acest dialog, această comunicare cu desăvârșire lipsește, însă ea este esențială pentru o gestionare eficientă a treburilor orașului. Eu voi pune punct, voi stopa această practică păguboasă, cum o numim noi în folclor, a cârpelii. Se cârpesc bănci, drumuri, trotuare. Această practică o voi stopa și se vor instala bănci de calitate, se vor construi drumuri calitative și trotuare, astfel ca ele să nu fie reparate în fiecare primăvară și toamnă. Eu voi veni cu o viziune clară asupra reformării pe domenii. Dau un exemplu concret, transportul public din Chișinău sau conservarea centrului istoric al capitalei. Este foarte important, lucrul ăsta iarăși lipsește în municipiu. Unde vrem să ajungem, dar și mai important în acest caz, este cum vrem să reformăm, de exemplu, sistemul de transport public. Măsurile luate astfel ca să nu creeze incomoditate și probleme locuitorilor orașului. Cel mai important. Vreau să vă fac un compliment vouă, mass media. Eu am fost și eu afectat de aceste cazuri când apare o problemă în municipiu, mă rog, o construcție ilegală, o instalare a gheretei chiar pe trotuar, locuitorii apelează la mass media. Nu la Timofte, nu la procurori, la mass media. Să vină, nu vreau să numesc anumite posturi. În aceste cazuri, eu vă asigur, cetățenii sunt neajutorați, neprotejați, eu voi fi în primul rând, în prima coloană, braț la braț cu cetățenii, protejând orașul de scroci, de furturi, de construcții neautorizate, de acapararea terenurilor publice, eu voi fi împreună cu oamenii pentru a ține rezistenții fără de legii, ilegalităților și bespredelului. Este un cuvânt care îmi place foarte mult din rusă, pentru că în română și engleză nu reflectă realitatea politică din Republica Moldova, atât la nivel de municipiu, cât și la nivel de țară. Cum a menționat colega mea Elena Panuș, de ce Cașu are experiența necesară, atât managerială, educațională, de viață, pentru a gestiona treburile orașului. Vreau să menționez un lucru în mod deosebit. Am făcut facultatea de administrare publică la Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Universitatea Syracuse din statul New York, Statele Unite, conform agenției de rating World News and World Report, US News and World Report, este facultatea de administrare publică care în ultimii 15 ani se menține în top, este cea mai bună facultate de administrare publică din Statele Unite care pregătește funcționari publici atât pentru guvernul american cât și pentru țările din toată lumea. Am avut colegi de peste tot care au făcut studii acolo și respectiv am acea pregătire solidă și necesară pentru a face față provocărilor și a rezolva în interesul chișinăuienilor problemele cu care se confruntă municipiul. Aici vreau să termin monologul meu și să-i ofer cuvântul colegului meu Nicolae Țipovici, apoi o să revenim neapărat la întrebările dumneavoastră. Vă rog. Значит, ко всему сказанному хочу добавить, что в нашей партии на сегодняшний момент идет процесс выдвижения кандидатов в каждый город, в каждый районный совет. В ближайшее время будет предоставлена команда муниципальных советников, так как в Кишиневе, в Бельцах, в Камрате, в Кагуле, по всей стране. Мы партия, которая уже больше года доказали всем жителям нашей страны, что мы партия, что мы существуем, что нас признали третьей политической силой сегодня в республике. Поэтому будем
Будем бороться за каждого кандидата в примари, за каждого муниципального советника, будем бороться до конца. Поэтому мы рады, что вы на наш месседж пришли, нас поддержали. Мы команда, у нас есть очень достойные кандидаты, у нас есть очень достойные советники, о которых вы узнаете немножко позже, в ближайшее время, скажем так. Dar ca să adăugăm, vrem să spunem că în această campanie locală vom merge cu simbolul electoral cu care am mers și în campania parlamentară. Adică, deja îl cunoașteți, este simbolul Renato Usatăi. Acum, dacă aveți întrebări pentru candidatul nostru, da, vă rog. Da. Скажите, за чего вы собираетесь побеждать на местных выборах в Кишиневе, учитывая, что вам будут противостоять? Ну, достаточно серьезные оппоненты, Келтак со своим административным ресурсом, Гречаны со своим опытом. Только уважение к моим оппонентам. Я солидно знаю себя, я знаю свои плюсы, я знаю свои преимущества. Я буду убеждать, потому что вот это местные выборы, это выборы, да? И как можно выиграть выборы? Очень просто. Своими качествами, убеждая избирателей, что я самый достойный кандидат, и у меня самая солидная команда, и у меня самая толковая программа, и я знаю, как решать проблемы Кишинева. Вот так, убеждать. Но у вас нет такого единого лица, допустим, как у Рената Усатова, у господина Цыпловича. Но вы так думаете, это ваше мнение, но на теледебаты, те, которые хотели меня узнать, они смотрели теледебаты на парламентских выборах. И я горжусь, что вот я езжу на троллейбусе, гуляю с сыновьями в парках, и меня останавливают и говорят «Буназио, домну кашу». Это огромное удовольствие. Может быть... Но не все знают меня, как знают Дурина Киртака или госпожу Гречаной, но это не самая главная проблема. Я знаю, как вести свою избирательную кампанию, я знаю, как побеждать. Unde activitatea profesională, vreau să menționez, sunteți de la ProTV, vreau să menționez un lucru foarte important pentru Chișinău. În 94-96 eu am fost coordonatorul unui program de asistență juridică a Ambasadei Statelor Unite în Chișinău, care a renovat primul monument de arhitectură în Chișinău, pe strada Bonulescu-Bodoni 53. Actualmente găzduiește Uniunea Avocaților din Republica Moldova. Am negociat un grant de $100.000, care în 95-96 s-a renovat acest sediu. Însă eu am lucrat în calitate de profesor în Statele Unite, profesor de politologie, ulterior am activat ca și analist politic. În Chișinău am lucrat în cadrul ambasadei Turciei la Chișinău ca analist, iarăși consultant politic. De câteva luni fac politică și sunt vicepreședintele partidului nostru. Я буду вести диалог со всеми горожанами, со всеми гражданами, которые живут в Кишиневе. Не имеет значения русский, болгарин, армянин, молдаванин или румын. Я буду разговаривать со всеми. И еще очень хорошая ремарка. Я не буду заниматься геополитикой, да? Потому что ни Клаус Йоханнес, ни Владимир Путин не придет установить урны для мусора на Старой Почте. Все это прекрасно понимают. Я буду тем кандидатом, который будет сплотить кишиневцев, а не разделять. Я буду разговаривать со всеми. Но во главе стола, я уже упомянул, будет закон. В
Foarte excelentă întrebare pentru domnul Cașu. Am spus că nu este loc de geopolitică. Ce s-a făcut în ultimii ani nu are nimic în comun cu valorile europene. Partidele declarate pro-europene, de fapt, au făcut altceva și au discreditat aceste valori. Ce înseamnă valori europene și valori veritabile ale democrației, eu știu, pentru că am locuit atât în Statele Unite 6 ani, cât și în Europa câțiva ani. Eu nu voi face geopolitică, este păgubos. Este păgubos pentru autoritățile centrale, cu atât mai mult pentru cele locale, pentru că trebuie în exclusivitate să se ocupe de gestionarea treburilor orașului. Iarăși, nici Iohannis, nici Merkel, nici Obama nu o să vină să instaleze urne pe Bulevardul Ștefan cel Mare. Este prerogativa și trebuie, mă voi ocupa în exclusivitate de treburile orașului fără geopolitică. Eu nu duc Moldova niciunde, nici în est, nici în vest, nici la Polul Nord. Suntem un partid moldovenesc pro-Moldova, pro-consolidarea statalității. Întâi facem ordine acasă. Atunci când vom avea o primărie funcțională, necoruptă, o administrație locală necoruptă, vă garantez că vor veni investiții atât din est cât și din vest, de la sud și de la nord. Deci duceți în eroare, stimată domnișoară, opinia publică, îmi pare rău. Deci echipa lui Renato Usată în parlamentare a mers în alegeri cu Partidul Patria și mesajul pe politică externă era unul foarte și foarte clar. Noi optam pentru un referendum național unde oamenii să se pronunțe pentru vectorul extern a Republicii Moldova. Dar menționam încă o dată, noi suntem forța care depășește controversele eterne ale societății moldovenești, limba, identitatea și vectorul extern, noi consolidăm și ne apucăm foarte serios de reforme sociale, economice și așa mai departe. Eu vorbesc, sunt moldovean și vorbesc limba română, lucrul ăsta l-am spus și la ProTV. Okay? În partidul nostru, ca să fie foarte clar, că sunt niște chestii sensibile pentru noi, aici se vorbește și româna și moldovenească și limba de stat. Important este să ne înțelegem. La noi în partid sunt și persoane care se identifică ca români. Nicio problemă. Noi depășim aceste controverse. Nicio problemă. Suntem forța care consolidează societatea moldovenească și ne axăm pe probleme sociale, economice, lupta cu corupția, care a fost mesajul de bază al nostru în electorala precedentă. Și rămâne unul valid și pentru locale. Ce s-a întâmplat cu partidul nostru, ProTV știe. Am fost abuziv eliminați din cursa electorală, am fost supuși unui val de teroare fără precedent, am rezistat, am devenit și mai puternici și venim în fața voastră determinați să câștigăm alegerile în Chișinău și în alte orașe. Care este jurnalistul care mi-a reproșat? Vă rog frumos. Să vorbim în stil american la concret. Nu, eu nu știu cine este domnul celălalt și dacă poate să facă un pas în față, că este corect, tranșant și sincer să-mi spună că domnul Cașu nu are, dar cum ar arăta fața de învingător? Care sunt caracteristicile necesare? Că eu nu am față de... Eu nu știu. Deci hai să ne bazăm pe a zis cineva undeva după colț că Cașu are caracter, determinare și față de învingător, eu vă asigur. Și de unde veți lua bani? Ați spus că veți prepara dotația. De unde veți lua bani? Așa spune și Dorin Chirtoacă înainte de... Stimată domnișoară, este important pentru o primărie necoruptă să gestioneze în primul rând resursele fiscale de care dispune eficient. Sunt rapoartele Curții de Conturi, instituția statului Republica Moldova, care arată foarte clar că primăria nu cheltuie eficient, judicios, resursele de care dispune. Ele sunt, eu am menționat, ele sunt austere. Însă o primărie eficientă, necoruptă, gestionează aceste fonduri astfel ca să asigure cel puțin serviciile de bază, să creeze acel minim confort. Noi suntem un partid serios și eu nu propun proiecte, megaproiecte de infrastructură. Îmi dau seama că nu sunt resurse, însă minimum
minimul de care au nevoie chișinăuienii și pe care îl merită, eu o să-l asigur din resursele fiscale, financiare, bugetare disponibile. Este principal să gestionez corect și nefraudulos aceste resurse de care dispui și să prestez acele servicii de calitate comunității. Scurt și clar. Пожалуйста. Скажите, в случае вашей победы, будете ли вы инициировать какого-то расследования муниципальных чиновников, Вы знаете, я заверил всех, что я и моя команда будет не будет ну как, вот я начал на русском, на хорошем русском и немножко. Это, вы знаете, не моя прерогатива, чтобы посадить за решетку инициировать, да, я буду выступать, это будет прерогатива наших органов, мы государство, есть определенные обязанности по закону, чтобы они занимались вот этими случаями коррупции. Они есть, потому что масс-медиа говорит все общество. Но у меня будет другой подход. Вы знаете, у меня закон будет стоять во главе стола. Да? И я буду примером, который он в первую очередь соблюдает закон. Для всех. И для моей команды, и для граждан. Но команда и примар, должен быть примером для всех кишиневцев. Да? А не обратно. И потом дела пойдут по-другому в этом городе, я вас уверяю. Спасибо. Cred că pot să vă deschid o paranteză. Eu am lucrat profesor în Statele Unite și am predat în engleză, scriu și vorbesc în engleză și probabil mai sunt niște nuanțe atunci când vorbesc limba română. Nu cred că deranjează pe nimeni aceste nuanțe de limba engleză atunci când vorbesc română și când vorbesc rusă, dar nu este o problemă. Fața oricum este de învingător, vă asigur. Îndrăzniți? Noi suntem partid de opoziție. Iată de câte urne are nevoie Chișinău, nu am calculat și sunt sincer cu dumneavoastră. Eu trăiesc în centrul Chișinăului și știu de câte ghirete nu este nevoie elementar în curți. Nu am calculat și ProTV-ul poate să dea știrea asta că, uite, Cașul n-a calculat numărul exact, însă sunt sigur că orașul are nevoie de urne calitative, nu ca băncile astea care sunt reparate cu lemnul reciclat la Badul de Crăciun. Urnele sunt calitative, băncile sunt calitative astfel ca să nu le reparăm și le crăpim în fiecare an. Da? Și eu o să găsesc urne calitative. Dacă vrei tare, faci multe. Trebuie să vrei. Elementar. Și demonstrezi. Alte întrebări, vă rog frumos. Puteți să, în campanie, să întrebați, să mă înțepați că nu sunt reprezentant a partidelor de la putere, unde sunt menajați așa ca niște ursuleți pufoși de către unele. Hai, nu vreau să ofensez pe nimeni. Însă ne înțepați, mă înțepați cu orice tot felul de întrebări care vă vin în cap. Chiar și accept întrebarea cineva după colț, a spus că Cașul nu are față de învingător și asta merge. Очень скоро, как мы зарегистрируемся в ЦИКе, вы увидите мою программу. Главное, что вы увидели меня живым и с лицом чемпиона. Va fi și echipa.
Așteptăm să înceapă activitatea Consiliului pentru alte circunscripții, deci este o chestiune care nu ține de noi, ci de structura electorală. Așteptați-le voi pe какого-то противодействия со стороны власти? Очень интересный вопрос. Мы готовы ко всему, но я как очень молодой политик, хотя мне 43 года, но я 20 лет преподавал и изучал политику, только недавно стал политиком. И после того, как я прошел через эту волну террора, я готов ко всему. Но закалка была. Та закалка, которую не прочтешь в учебниках по политологии, не возьмешь ни в каких тренингах. Это уникальная закалка. Я не желаю, чтобы кто-то еще из присутствующих, что прошел через тот ад, который мы прошли, наша партия. Я не желаю никому. Am mașină, prefer să circul cu troleibusul. Locuiesc în centru, merg mult pe jos, n-am timp pentru sport și ca să asigur o bună funcționare a inimii după 40 de ani, merg cât mai mult pe jos. Nu am timp pentru not, pentru alergare. Uneori, poate o să mă vedeți, dar foarte rar, în parcul Catedralei, în costum sportiv, făcând jogging. Să fiți atenți, puteți să mă vedeți. Dar merg foarte mult pe jos. Mașina este... contează foarte mult? Este un Kia Sportage, este o mașină de familie, dar merg pe jos. O să-l vedeți pe Cașul la piață cu trei torbe, la piața centrală, cunosc foarte multă lume, la numărul 1, la Fidesco, cu copiii de mână, la plimbare, multă lume mă știe, deci nici nu vă sfătui să merg. Atunci când Cașul va face locuri de parcare, marcaje de parcare, voi circula și eu cu mașina, pentru că știi civilizat și ordonat că poți parca, dar nu te pui cu mașina pe trotuară sau urci pe prag sau nu știu unde. Ok? Da. Elementar se fac marcaje ca și în orașele europene sau americane. Pe carosabil se fixează, nu parchezi unde străsnește. Deci lucrul ăsta îi voi da prioritate. În programul meu este mai detaliat descris ce voi face mai substanțial cu parcările. Acum doar vă spun că va fi în programul electoral detalii concrete și proiecte mai serioase cu parcările. O experiență pedagogică foarte bogată, respectiv politolog și așa mai departe. Spuneți-vă, ce v-a convins, motivația personală, individuală, unul, să reveniți în Republica Moldova din Statele Unite ale Americii și, doi, să vă lăsați în politică și să renunțați la cariera academică respectivă. Foarte bună întrebare. Din momentul când am ajuns în Statele Unite, grație unei burse a Congresului American, din momentul când am ajuns acolo, m-a măcinat dorul de casă, dorul de Moldova. Sunt un băiat de la țară care iubesc foarte mult Moldova, iubesc foarte mult Chișinău și niciodată nu mi-am imaginat că mă voi stabili în Statele Unite. Au fost posibilități, însă nu am făcut-o, am venit în Republica Moldova. Aici m-am stabilit cu familia, aici sunt părinții, aici sunt rudele. Eu țin foarte mult la această țară. Doi, urmărind foarte atent fenomenul politic din Republica Moldova, am hotărât să mă implic în toamna anului trecut, să mă implic în politică, considerând că nu pot rămâne indiferent la tot ce se întâmplă în țara noastră și prin propriile abilități, prin propriile cunoștințe, prin propria prestație să încerc să schimb lucrurile. Eu eram convins și rămân convins că echipa lui Renato Usatăi și el ca lider este cea mai potrivită echipă și partid pentru mine ca să încep marele schimbări în Republica Moldova, primordial la vârful puterii de stat pentru a lupta cu marea corupție. Aceasta a fost motivația de bază pentru care m-am alăturat echipii lui Renato Usatăi. Am trecut, mă repet iarăși, prin teroare și am rămas alături de colegi. Țin foarte mult la ei.
apreciez susținerea și ați văzut, probabil a simțit susținerea din partea colegilor mei și mai sunt în stânga, în dreapta dumneavoastră. Am o echipă solidă, îmi sunt prieten deja și sunt sigur că împreună cu ei putem face această schimbare. E posibil. Vreau și să construiesc, stimată doamnă, voi intra în detalii în baza programului meu. Acum nu vreau să dau detalii despre că sunt proiecte de infrastructură care necesită resurse financiare. Elementar se pot aranja acele locuri disponibile. Disponibile. Eu vorbesc de centrul Chișinăului care este supraaglomerat. O idee importantă a platformei mele este să restricționăm intrarea în zona centrală a Chișinău a autovehicolelor, da? Și să creăm locuri de parcare la periferii. Cei care doresc să se să viziteze centrul Chișinăului, să folosească transportul public. Este o soluție practicată în orașele în care am trăit, de exemplu la Siracusa, în New York. Și funcționează bine. Poate să trezească nemulțumiri, pentru că noi, scuzați, suntem obișnuiți să mergem la piața centrală sau la magazin și să parcăm drept în prag. Dar nu este loc pentru fiecare. Acele locuri disponibile unde se poate de parcat, se poate de făcut marcajul, este la Londra, lucrul ăsta este la Berlin, l-am văzut. Deci, ca să nu se parcheze haotic, o elementară cultură a parcării. Da? Dar despre proiectele de infrastructură privind parcările, eu o să vorbesc adițional în prezentarea platformei și programului meu de guvernare pe municipiul Chișinău. Nu este nimic superficial, sunt foarte multe lucruri profunde. Dacă nu mai sunt întrebări, vă mulțumesc foarte mult, foarte, foarte mult că ați venit și eu foarte respectuos vă invit la o cană de ceai, de cafea, biscuiți, bomboane, mai stăm, mai discutăm într-un alt format. Vă mulțumim foarte, foarte mult. Eu n-am auzit întrebarea, doamnă. Domnul Satei va reveni. Mai dau cuvântul și colegilor mei. Țară, imediat, cum vom fi siguri și va fi și dânsul sigur că sunt excluse riscurile întâi și întâi pentru viața dumneavoastră, că va beneficia de securitatea de care poate să beneficieze un cetățean al Republicii Moldova. Va reveni. În scurt timp. Da. Alte întrebări? Vă mulțumim foarte, foarte mult și vă invităm la cafea și ceai, chiar vă rog, cum e la noi la Moldovei.